Bună seara! Sunt Dragoș Boța și vă spun bine ați venit la o nouă ediție Press Alert Live. A fost un weekend extrem de fierbinte, cu cazuri care nasc discuții extrem de importante despre siguranța cetățeanului. În acest weekend, polițiștii secției 2 au fost din nou bătuți de scandalagii. E drept că ulterior trei dintre ei au fost arestați, dar rămâne o întrebare extrem de importantă. Cât de pregătită este poliția să asigure cetățeanului liniștea pentru care plătește taxe și impozite? Despre acest subiect, cât și despre multe altele, vom discuta în această seară la prima dezbatere Press Alert Live cu doi candidați, cu doi oameni care doresc să ajungă deputați în Colegiul 3 și întâmplarea face că ar trebui să mă convingă și pe mine să-i votez locuind în acea zonă. În această seară sunt alături de mine domnul Florin Bârsășteanu, vicepreședinte al PSD Timișoara și candidat din partea PSD, UNEPR și PC pentru această funcție. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Și domnul Ciprian Mihoc, președintele PNCCD Timișoara, ales oficial în funcție chiar de ziua domniei sale, sfânta întâmplare, sâmbătă. Felicitări pentru noua funcție oficială de data asta, având și votul partidului. V-aș adresa și bună seara tuturor. V-aș adresa ambilor o primă întrebare, având în vedere că vă doriți să ajungeți în Parlament și presupunând că veți ajunge, care credeți că ar trebui să fie primele măsuri legislative pe care statul român ar trebui să le ia pentru ca polițiștii, atunci când ajung la o intervenție, să nu mai fie tracasați că dacă folosesc pistolul trebuie să scrie mai mult decât dacă nu l-ar folosi? Cum ar trebui să protejăm până la urmă purtătorii de uniformă de aceste situații limită, oferindu-le, bineînțeles, cadrul legal pentru o intervenție, hai să spunem, la standarde europene? Eu nu cred că nu există cadru legal și nu cred că nu există legi care să apere poliția și pe polițiști. Cred doar că există o proastă aplicare a acestor legi, pentru că nu e posibil ca un organ al statului, organul de poliție, să intre timid într-o comunitate, să negocieze de pe poziții de ne târguim pe lege. Nu, aici trebuie mult mai multă fermitate, trebuie mult mai multă responsabilitate. Cetățenii trebuie și ei educați în sensul respectării organului de poliție. Sigur că sunt multe aspecte de discutat în contextul în care vedem cum câtă corupție este și în societate, câtă corupție atinge și poliția. Nu este simplă această misiune pe care o au acești oameni care sunt realmente expuși, își expun viața lor și liniștea familiilor lor în meseria pe care o au. Și noi medicii avem de foarte multe ori situații conflictuale în spital, oameni în stare de ebrietate, cu oameni care sunt irresponsabili, care nu respectă legea și care agresează corpul medical. Și suntem și noi la fel de neapărați. În cazul poliției însă, aceștia sunt purtători de armă. Eu sunt adeptul unei atitudini de forță, pentru că această uniformă trebuie respectată ca să poată să fie utilă societății, trebuie să-și impună, din punctul meu de vedere, să-și impună punctul de vedere și să impună respect. De foarte multe ori, situațiile pe care și presa le-a scos în evidență au demonetizat statutul polițaiului, cum s-a întâmplat, de fapt, și în mediul medical. Și în spital, imaginea și în societate, imaginea medicului este terfelită de contextul în care se desfășoară activitatea acestora, de situațiile, sigur, la limita legii în care sunt expuși. Apropo de lumea medicală, vom reveni având în vedere că ambii candidați au legătură cu această lume. Domnule Mihoc, răspunsul dumneavoastră? Totul ține de coordonare, comunicare și mai ales de alocare de resurse. Și aici, când zic alocare de resurse, nu mă refer la a da mai mulți bani, ci la a aloca mai multe resurse umane. Pentru că alături de poliție avem jandarmerie, avem poliție locală,
avem forțele de intervenție, atâta timp cât aceste organe, aceste instituții pot colabora între ele, trebuie să o facă. Poate că la nivelul ăsta ar trebui modificată legile organice, astfel încât lucrurile să funcționeze ceva mai bine. Sigur că jandarmeria își are atribuțiile proprii, poliția locală la fel, dar împreună o colaborare se cere, e imperios necesară. Pentru că tot vorbeați, domnule Bârsășteanu, de fermitate în aplicarea legii, credeți că de multe ori și spuneați de polițiștii care sunt într-un fel sau altul timorați și nu se mai bucură de respect, credeți că acest lucru vine și din faptul că, din păcate, structurile de poliție nu au conduceri depolitizate și așa cum se schimbă la OPC șeful, când se schimbă puterea politică, se schimbă și șeful poliției, nu credeți că o depolitizare ar fi un ajutor ca polițistul să nu răspundă decât în fața legii, nu în fața celui care îi semnează până la urmă, oficial sau neoficial, numirea în funcție? Sigur, o depolitizare ar fi necesară nu numai în poliție. Din punctul meu de vedere, am clamat-o de foarte multe ori, ar fi necesară și în sănătate, ca și în învățământ. Adică ați fi dispus să nu mai fiți numit director pentru că sunteți PSD-ist? Sigur că da. Nu e important ca eu sau altul să fie director pentru că este sau nu este membru de partid. Important ar fi ca fiecare breslă în parte să aibă mecanisme, proceduri prin care să poată să își aleagă reprezentanții și nu să fie numiți. Asta da, sunt de acord, deși conform legii polițiștii nu fac, teoretic, nu fac politică. Au și ei sentimente, au și ei, se grupează și ei, sigur, în funcție de afinitățile pe care le au. Dar de cele mai multe ori, într-adevăr, politicul are ingerințe în diverse domenii pentru a-și impune oamenii care să aplice politica partidului, politica de obicei a partidului de guvernământ. Ar fi foarte bine pentru societate dacă o parte din aceste funcții ar fi foarte exact cuantificate ca fiind funcții politice, iar restul fie funcții care să aibă proceduri clar de ascendere la aceste demnități. Domnule Ișoc, nu credeți că ar trebui ca, de exemplu, să rămână la nivelul secretarului de stat, de exemplu, numirea politică? Bine, să nu se coboare la nivel... Asta s-a perpetuat de-a lungul vremii și... Inclusiv în vremea CDR-ului, când PNCD era la putere. Nu în așa măsură cât după 2000 încoace. Pentru că dacă la vremea respectivă se schimbau politic directorii de instituții, după aceea din 2000 s-au schimbat și șefii de servicii din cadrul acestor instituții. Până la nivel de șefuleți erau unși după culoarea lor politică. Acum, poate că aș avea și o întrebare pentru invitatul dumneavoastră, domnul Bârsășteanu, să știe că ați fost numit director al Spitalului Județean și a venit în aceeași zi cu acceptarea candidaturii pentru postul de deputat. Da. A fost o negociere, una a venit în schimbul celelalte, ați acceptat să candidați pentru postul de deputat, dat fiind faptul că PSD-ul nu avea un candidat stabilit și ați primit acest post în schimb sau... Nu, percepția cam nu, așa este în rândul timișorenilor. Da, au fost foarte multe interpretări a acestor gesturi în media. Poate că ar fi timpul să o lămuresc. A fost o discuție pe care am avut-o în urmă cu 2-3 luni de zile vis-a-vis de schimbarea la vârful Spitalului Județean. Pentru că a fost prima schimbare politică odată după schimbarea. Acum haideți să ne lămurim o secundă că vă întrerup. Domnule Hoc, da. Până la urmă, dacă e să stăm strâm și să judecăm drept... Nu stă nimeni strâm, eu stau drept că stau privat. Da, corect. O să discutăm și despre asta. Nu credeți că dacă un om spune că e numit politic și pleacă în opoziție cu partidul să plece și din funcția deținută politic, apropo de liberali? Nu ar trebui să fie numire politică. Bun, în condițiile în care sunt numiri politice. Pe criterii de competență. Și cred că sunteți de acord da. Cu mine. Da. Domnule Bârsășteanu, vă rog. Continui ideea. Nu știu dacă ați fost atent la fenomenul Spitalul Județean. La începutul anului am avut corpul de control
al Corpul de Control, nu Corpul de Control, Curtea de Conturi, a fost și Corpul de Control al Ministrului Sănătății înainte, în fine, și au scos la iveal o serie de probleme grave pe care și dumneavoastră, domnul Boța, le-ați scris în ziarul dumneavoastră și o altă publicație a dat chiar în detail, a dat decizia Curții de Conturi, din care se vedea clar o ingerință mult prea importantă, serioasă chiar, a politicului de o anumită parte a spectrului politic în activitatea Spitalului Județean. Noi cei care lucrăm în Spitalul Județean, eu lucrez de 23 de ani în Spitalul Județean, știam toate aceste aspecte. Sigur că nu le știam cu punct cu virgulă, cu toate detaliile, dar am fost și noi surprinși să vedem câte probleme serioase de legalitate au fost în achiziția unor instalații în Spitalul Județean. Am vrut doar să dau satisfacție colegilor din Spitalul Județean, discutând imediat după ieșirea de la guvernare a PNL-ului, discutând imediat o oportunitate a preluării funcției de către unul dintre colegii noștri din Spitalul Județean. Sigur că n-a fost nicio negociere și n-a fost niciun fel de legătură cu acceptarea mea ca și candidat. Mi-a fost foarte greu să mă hotărăsc să intru în această cursă electorală, mai ales pentru faptul că mă îndepărteam de profesie, nu de alta. Nu e o mare binefacere să conduci o unitate de acest gen, care are atâtea probleme, care joacă într-un sistem de sănătate cu atâtea probleme pe care le reflectează foarte bine presa toată ziua și mai ales pacienții. Domnul Bursășteanu, era pregătit pentru sfârșit, domnul Mihoc a anticipat. A vrut să fie repede cu întrebarea. Aveți o întrebare pentru domnul Mihoc? Vreo curiozitate apropo de contracandidatul nostru? Nu, eu nu-l cunosc pe domnul Mihoc și nici activitatea politică a dânsului, nici activitatea de alt gen. N-o cunosc, am văzut în ultima perioadă tot felul de discuții vis-a-vis de dânsul și de poziția pe care o are acum în partid. Nu e practic nicio întrebare, dar vreau doar ca o recomandare, ca un coleg de Consiliul Local. I-am urmărit în acești doi ani pe colegii dumneavoastră reprezentanți în Consiliul Local și credeți-mă că am fost mâhnit pentru că îi văd cât de bine pregătiți sunt, cât de serioși și cât de cinstiți sunt. Toți cei trei aveți o echipă foarte, foarte bună din punctul meu de vedere. Îi respect foarte mult, îi cunosc foarte bine și din Consiliul Local de pe vremea când am mai activat în Consiliul Local și mai ales sunt mâhnit de poziția unor oameni din partidul dumnealui. Inclusiv a domnului Mihoc, care dorește schimbarea. Vis-a-vis de... Nu, lăsați-mă să termin ideea. Da. Sunt mâhnit vis-a-vis de poziția pe care au avut-o unii colegi de partid față de primarul Ciuhandru. Pot să spun că nu am fost un fan al primarului Ciuhandru, dar am colaborat foarte bine cu dânsul de pe poziția de consilier local, iar totuși, dacă e să fim cinstiți, să ne uităm în spate, primarul Ciuhandru a ținut acest partid de-a lungul anilor viabil. Am înțeles ideea dumneavoastră, domnule Bursășteanu. Este o recomandare... L-ați cunoscut pe domnul Ciuhandru în calitate de... Primar și politician. Dumnealui a fost primarul partid și partidul primar. Noi contestăm calitățile în calitate de primar. A avut bune, rele, mai multe bune, sigur, pentru orașul nostru. Problema a fost cu partidul. Organizația de partid pe care ei au găsit-o într-o stare oarecum deplorabilă, să nu zic jalnică, și nu neapărat de la dumnealui preluată. Pentru că în momentul în care eu m-am întors în PNCCD, domnul Ciuhandru era de ceva vreme făcuse afirmația aceea că s-a săturat de cloaca politică și nu mai vrea să aibă de-a face. Pe de altă parte, în ziua de 10 mai m-am întâlnit cu dumnealui la tedeumul organizat în Catedrala Mitropolitană din Timișoara în cinstea, în onoarea casei regale. Mi-a dat mâna, mi-a urat succes, avem o relație cordială și îl respect. În primul e și foarte primul bine rând, și respect. Așa și trebuie făcut, pentru că cel puțin în zonele în care există o succesiune
la comandă, să zic așa, cei care ajung vremelnic la comandă și nu își respectă antecesorii, nu își respectă trecutul, n-au nici viitor. Toți suntem vremelnici. N-au nici viitor, vă spun eu, n-au nici viitor. Cei care nu își respectă trecutul, n-au nici viitor. Perfect. Haideți să discutăm despre trecut, dar și despre viitor și cel, vreau să ne referim la cel din sănătate. Domnule Bârsășteanu, citeam o declarație dumneavoastră în calitate de director medical. Medicii și asistentele își cumpără, vă refereați dumneavoastră la echipamentul personal, de protecție, da, cu bani din buzunarul propriu, pe care nu-i decontează nimeni. Așa e. Noi facem mai multă muncă în folosul comunității, nu beneficiem de nicio facilitate, pe lângă faptul că suntem plătiți așa cum suntem. Cei de la Agenția de Supraveghere Fiscală au niște salarii nesimțite, primesc prime pentru vacanță, pentru sfârșit de an o să se ajungă să primească prime pentru ciclu menstrual sau pentru că este înălțarea. Spitalul județean nu are bani suficienți nici măcar pentru toate medicamentele. Declarație făcută în 19 februarie 2014 pe Presa Alert. Da, așa e. Din păcate, de 25 de ani, Spitalul județean nu a cumpărat echipament de protecție absolut împotriva legii. Legea prevede ca orice instituție care are nevoie de echipament de protecție pentru angajați să îl pună la dispoziție. Dumneavoastră acum, ca și director proaspăt numit, ați cumpărat? N-am cumpărat încă. Vreun gram, ca să spun? Nu, vreun gram de halat. Un centimetru de halat. N-am cumpărat încă niciun centimetru de halat. Am mai fost manager în 2009, timp de 6 luni, timp în care făcusem deja demersurile pentru a scoate la licitație, pentru că a cumpăra în sistemul de stat este o tevatură care nu se sfârșește aproape niciodată. Procedura este greoaie. Pentru a face posibil o achiziție de acest gen, trebuie să identifici întâi resursa financiară, apoi să faci procedura de licitație, să urci pe SEAP. E o procedură care durează grosomodo cel puțin 4-5 luni de zile. Da, da, să inventezi și procedura de urgență, mai ales dacă ai anumite, ești sub un anumit prag. Știți că există... Da, achiziția de echipament de protecție pentru întreg corpul medical de la Spitalul Județean se ridică undeva la 100.000 de euro, lucru care transcede atribuirii directe. De ce nu faceți cum se făcea înainte? Pentru papuci, o achiziție directă, ia unul de la PSD, pentru dacă ați halate, vedea raportul, mai ia unul... Dacă ați vedea raportul curții de conturi, foarte bine, să de vedeți întreb. Câte șmecherii de acest gen care s-au defalcat tot felul de... De produse pe care îl cumpăra spitalul doar pentru a putea să-l împartă în diverse direcții, cu precădere spre zonele... Adică să înțelegem că în vremea dumneavoastră că director nu o să mai... Prefer să... Nu o să câștige numai PSD-iști. Nu, domnul meu, nu se pune problema de... În niciun caz eu nu sunt mânat de niciun fel de interese de genul ăsta financiare. În postura pe care o am acolo ca și manager de, și colegii mei mă cunosc, lucrez împreună de 20 și ceva de ani. Una este să stai în aceeași unitate cu colegii la bine și la rău și alta este să vii în desant, dai lovitura și ai plecat. Așa s-a întâmplat de foarte multe ori în Spitalul Județean și mi-asum ceea ce vă spun. Bun, domnule Mihoc, ați scos un manifest așa în campanie, hotărât. Și citesc din el, lista de medicamente gratuite și compensate, egal lista rușinii, a incompetenței, a birocrației, a nepăsării și a ignoranței față de pacient. Sunt revoltat de nonșalanța cu care specialiștii, între ghilimele, dezbat de 7 ani o listă care ar putea crește șansa și calitatea vieții pacienților români. Și ce faceți cu revolta asta, domnule Mihoc? În 2008 am înființat Patronatul Farmaceutic Banat ca un gest manifest la abuzurile din sistem. Lupt de mai mult de 5 ani. Mă revolt de mai mult de 5 ani. Și știu că în momentul de față, dacă ajung să am demnitatea de deputat în Parlamentul României, cel puțin voi avea o voce. Voi fi foarte vocal la adresa aceasta. La adresa listei rușinii, cum am numit-o. Pentru că este o listă... Am explicat de foarte multe ori. Am întâlnit părinți care au nevoie de medicamente pentru copiii lor, care nu se găsesc pe această listă. Ei trebuie să și le cumpere din Ungaria, deși boala sau bolile respective beneficiază de tratamente gratuite.
Dăm un exemplu, epilepsie. Mă întâlnesc zilnic în farmaciile pe care le conduc alături de soția mea, mă întâlnesc cu bolnavi, am o farmacie cu specific de boală care se adresează bolii oncologice, mă întâlnesc zilnic cu asemenea bolnavi cărora li s-a terminat liniile terapeutice, care ar mai avea o șansă, dar nu au bani să-și câștige acea șansă, să-și cumpere acea șansă. Nu au bani pentru un tratament modern inventat în ultimii 6-7 ani, pentru că acest tratament nu se găsește pe lista aceasta. Cum vi se pare? Și care ar fi soluția la nivel legislativ? O armonizare a medicamentelor omologate în Europa cu cele din România. Dacă tratamentul este accesibil în Germania sau în Franța, de ce nu ar trebui să fie și în România? Domnule Bursășteanu, până la urmă sunteți la guvernare și v-aș întreba de ce nu se întâmplă acest lucru. Până la urmă, PSD are inclusiv premier. Iar o chestiune de genul ăsta, de importanță națională, cred că se poate tranșa și prin ordonanță de urgență, că toți s-au dat toate nenorocirile prin ordonanță de urgență. Acum, un lucru bun nu se poate face da, pe noi, repede înainte? Ministrul Sănătății a preluat portofoliul de la Ministrul Liberal al Sănătății. Ministrul nostru. Deci totul e politic. Nu. Haideți să... Că spuneți că suntem la guvernare. Ministru... Aveți prim-ministru, domnul Bursășteanu. Da, avem prim-ministru, sigur. Am avut prim-ministru și USL a avut prim-ministru și ministrul liberal nu a promovat această listă stând 2 ani la guvernare. Era normal că era o prioritate, trebuia să o promoveze în 2 ani de zile. La al doilea mandat. Eu vreau să vă spun că este o luptă imensă și aici domnul Mihoc poate să-mi dea sau nu dreptate. E o luptă imensă vis-a-vis de a te include pe această listă. Companiile farmaceutice fac demersuri și insistențe legale și ilegale pentru a-și promova medicamentele pe această listă. Pentru că, imaginați-vă, un medicament inclus pe una din liste este parțial sau total vândut deja. Trebuie doar să convingă niște medici să le scrie ca ele să poată să fie deja decontate de către firmele mamă. Aici vin cu întrebarea, medicii trebuie să vă întreb convinși? Pe dumneavoastră. Sigur că trebuie să convinși, pentru că medicii trebuie să cunoască efectul terapeutic al unui medicament, trebuie să cunoască apariția medicamentului, asta o faceți dumneavoastră sau companiile de profil. Eu aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, că sunteți un om din sistem, de ce medicamentele în România sunt mai scumpe decât în Occident? Eu am categorii de substanțe de contrast, de exemplu, cu care lucrez cu Zoal. Colegul meu din Germania le cumpără cu de 3 până la de 8 ori prețuri, iar noi, un popor mai sărac decât Germania, le cumpărăm la prețurile astea atât de ridicate. E un și atunci caz... ne întrebăm de ce nu ne ajung banii pentru sănătate. Da. Pentru că sunt mult prea scumpe la noi în raport cu ceea ce... E o categorie izolată și aici nu o să vă dau dreptate, pentru că ambiția ministrului Niculescu a fost de a avea cele mai ieftine medicamente din Europa. În felul acesta s-a născut o nouă clasă de băieți deștepți, de data asta din sănătate. Și știți că în 2012 s-a depus un memoriu la Camera Deputaților, o petiție prin care se arăta ce înseamnă mafia din sănătate. Această clasă de băieți deștepți nu degeaba exportă medicamentele în țări ca Germania, că dădeați exemplu Germania, în țări ca Franța și în alte țări unde medicamentele sunt mai scumpe, pentru că produsele originale omologate în România, marea lor majoritate sunt cele mai ieftine din Europa. Probabil că acest caz de care spuneți dumneavoastră vine ca o compensare a acestui fapt. Adică produsele care nu se găsesc pe lista de medicamente gratuite și compensate pentru sistemul public, dar se pot achiziționa în spitale, substanțele de contrast de care pomeneați, probabil că sunt ceva mai scumpe pentru a compensa pierderile de preț și faptul că celelalte medicamente sunt cele mai ieftine. Dar marea lor majoritate, aproape toate, în România sunt cele mai ieftine din Europa. Tocmai de aceea se exportă, românii, pacienții români nu au acces la tratamente. Dau exemplu din nou, bolnavii de cancer. Pacienții ne-am pierdut români, o mamă pacienții, din cauza aceasta. Se pune problema nu, că nu se exportă n-am... pentru că nu avem acces la medicamente. Pacienții români se exportă pentru că nu avem acces la tehnologie și la centre ultra-specializate pentru anumite tipuri de intervenții. Medicamentele se exportă, nu pacienții, domnule Bursășteanu. Ați formulat în sensul ăsta și de aia am... Medicamentele se exportă pentru că sunt cele mai ieftine din Europa. Și vă dau un exemplu. Pomeneam de mama mea, Dumnezeu să o ierte, am pierdut-o din cauza bolii canceroase.
Eu, ca farmacist, la un moment dat nu am reușit să-i procur, pentru că acesta e cuvântul cel mai potrivit. Noi am ajuns în tagma noastră a farmaciștilor să fim procurori de medicamente, adică să rezolvăm, să găsim pe aici, pe acolo, niște rămășițe care mai sunt printr-un colț de țară, niște produse care pe aici, pe acolo, printr-un depozit au rămas izolate. Și da, le găsim și le furnizăm, dar nu în număr suficient și nu tuturor celor care au nevoie. Vă repet, zilnic îmi trec pragul și o să aduc chiar într-o conferință de presă să arăt opinie timișorenilor, o să aduc o vecină, medic stomatolog care are exact aceeași boală ca și mama mea, cancer ovarian. I s-au terminat toate liniile de tratament. Ar mai putea beneficia de o linie nouă de tratament descoperită cu mai puțin de 5 ani. Da, aici aveți, dar vă dus un aveți perfecte lista dreptate. Lista aceasta compensat ar trebui armonizată anual în funcție de atentat cuceririle științifice și includerea pe listă ar știu ce vreți să spuneți. Premier, avem premier, PSD. Avem, da. E un atestat la viața acelei biete femei. Ministrul până acum două luni a fost responsabil de această listă. Era lista pe care a tot rostogolit-o. Trebuia să apară în decembrie, trebuia să apară în februarie și apoi la 1 aprilie trebuia să apară. Și nu a apărut pentru că a avut negocieri interminabile cu marii producători de medicamente. Domnule Băsăștean, nu sunteți de acord cu mine că politica lista de trebuie actualizată anual. Nu altceva vreau să vă întreb. Politica de sănătate ar trebui să fie o politică de stat, pornită de sus în jos pe toate nivelurile? E firesc. Bun. Acum că v-ați înțeles, vă dau o altă temă un de dezbătut. Un alt subiect de neînțeles, da. Nu, o altă temă de dezbătut și ar fi una simplă. Apropo de banii publici și apropo de modul cum în spitale niciodată nu găsești un manager care să fie mulțumit de câți bani primește de la Casa de Asigurări de Sănătate, spunând de fiecare dată că nu sunt bani. Și v-aș întreba dacă ați fi de acord ca parlamentari să votați o lege prin care să se decidă ca în termen de 6 luni de zile, de maxim un an, cadrele medicale să decidă dacă vor rămâne în mediul de stat sau vor merge exclusiv spre mediul privat. Da, e o problemă pe care tot timpul... Și vă întreb asta, domnule Bursășanu, știind că și dumneavoastră aveți lucrați și la stat și aveți și un business privat. În cazul domnului Mihoc nu cred că lucrează la stat, dar oricum este o problemă fundamentală de sistem până la urmă. Da, medicii au migrat spre zona privată a medicinei pentru că le asigura un confort în activitate, le asigura o calitate superioară, le asigura un turnover al tehnologiei, să zic așa, mai rapid și mai concord cu ceea ce se întâmplă pe piața mondială. Eu vă pot spune ca și specialist în radiologie. Noi lucrăm în general cu echipamente foarte scumpe. Echipamentele noastre, tehnic vorbind, sunt de mari dimensiuni și sunt foarte scumpe. Statul n-a mai cumpărat echipamente în radiologie, concret, așa, într-un mod angros, să zic, ca să acopere necesarul în toată zona, din 2000. Deci e un hiatus de 14 ani când nu s-au retehnologizat anumite zone și practic noi ca profesioniști ne deprofesionalizam în raport cu colegii din privat. Și atunci, sigur că marea parte dintre noi ori lucram în privat, ori ne-am apucat Sunteți să lucrăm... Sunteți de acord cu astfel de lege? Da, eu sunt de acord. Este, numai că vedeți, sunt foarte multe exemple în Europa, în Statele Unite, în Anglia. Sunt foarte multe exemple în care privatul nu este privit nemijlocit ca un șmecher care face neapărat afaceri pe spatele banului public. Pentru că dacă îl privim în continuare așa, nu vom avea parte de un progres în medicină. Domnule Bursășteanu, până la urmă, discuția este în Statele Unite, medicul respectiv sau în altă țară pe care nu ați dat-o ca exemplu, medicul lucrează la un spital și îl trimite pe pacient să-și facă la el, la clinică,
sau îi face totul la clinică? Am citit și eu o droaie de comentarii. Vreau să vă spun că eu personal nu am niciodată, n-am avut niciun contract cu Spitalul Județean. Iar tehnologic vorbind, dacă eu ca medic, cu jurământul lui Hipocrate deasupra capului, cu dorința mea de a face bine, am parte de un pacient pe care știu că nu pot să-l examinez în condiții optime la spital, pentru că nu am tehnologie, n-am cum să nu-i recomand să se ducă în privat. Cu riscul de a fi privit, eu deasupra capului am doar jurământul lui Hipocrate, nu am interesul meu pecuniar imediat. Și asta nu înțelege societatea. Marea majoritate a doctorilor fac chestia asta. Da. Sunt mânați de dorința de a face bine, cât mai bine și cât mai repede. Pentru că uneori și timpul este un factor extrem de important. Nu credeți, domnule Mihoc, că ar fi mai bine dacă, de exemplu, pe om, pe asigurat, că până la urmă nu sunt bani publici, sunt bani privați, casa adunând de la toți oamenii, nu, acei bani. Nu credeți că ar fi mai important pentru cetățean, pentru plătitorul de asigurare, până la urmă, să nu-l intereseze dacă este stat sau privat asta și să-l intereseze doar, foarte simplu, doar calitatea serviciilor? Și aș vrea să spuneți dacă ați votat ce alege. Un parteneriat public-privat. Nu există sau, momentan legea, da. Bineînțeles că nu este și lucrurile s-ar putea rezolva și în alt fel. Dacă un profesionist în domeniul sănătății, dăm exemplu, un chirurg, ar fi plătit pentru caz, pentru ceea ce face, pentru complexitatea manoperei pe care o execută, pe care o prestează, domnul Mihoc, eu sunt directorul spitalului, la mine toți chirurgii sunt plătiți la fel. Unii stau la țigare, unii nu vin la lucru și alții operează 5 intervenții chirurgicale într-o zi. Iar eu ca stat îl plătesc la fel, eu ca spital îl plătesc la fel. În 2002, când s-a introdus noul sistem de finanțare a spitalelor pe DRG, apărea un mecanism, am avut sentimentul că e un mecanism simplu, un mecanism de reformă, care punea competența și profesionalism la locul potrivit. Aveam senzația că cel care va externa 10 pacienți pe lună va primi bani pentru cei 10 pacienți, cel care va externa 100 va primi bani pentru 100. Nu s-a întâmplat acest lucru. În 2004 poporul a ales să meargă pe partea dreaptă. Și s-au oprit aceste mecanisme care urmau să genereze o dreptate, să zic așa, în rândul profesioniștilor. Am activat în sfera pediatrică. Am în echipa mea de sănătate, în cadrul organizației PNCC de Timișoara, medic, cardiolog, pediatru. Și discuțiile merg în, spre exemplu pe care doream să vi-l dau, faptul că la ora actuală nu prea mai există amigdalite. Toate s-au transformat peste noapte în broncho, pneumopatii, în bronșite, foarte bine de ce? În pneumonie, pentru că se plătesc aiurea, mult mai bine. Se codifică aiurea, uneori ilegal, pentru a putea atrage resurse mai multe de la... Iată cum se banii din sistem. Da. Banii pe care de altfel a spus că sunt colectați. Ok, dar unde se duc? Se duc în bugetul mare, ceea ce e o mare greșeală. Banii din sănătate ar trebui să rămână în sănătate. Noi, de aceea și îmi doresc să intru în Parlament, pentru că lucrurile nu stau nici pe departe bine în domeniul sănătății. Sunt multe de reformat în domeniul sănătății. Cred că avem aceeași dorință. Este sigur că o avem, pentru că lucrați în sistem și cunoașteți aceleași probleme, le știți. Sunt legi care trebuiesc făcute pentru sănătate, pentru că în felul în care evoluează sănătatea acum nu se mai poate. Noi n-am reușit să generăm o asigurare privată pentru pacienții noștri. Acum, la 1 iunie, ne intră pachetul minim pe care trebuie să îl punem în aplicare, dar n-avem pachetul complet. Deci există un hiatus între ceea ce oferim și ceea ce e necesar să oferim. Acea diferență momentan nu s-a identificat de unde va fi acoperită. Asta pentru financiar. Că toate pentru... reformele din sănătate din ultimii 15 ani au eșuat. Pentru că tot discutam de ce vreți să faceți ca și deputat, haideți să intrăm în discuțiile legate de bătălia electorală. Domnule Mihoc, care sunt cele trei probleme urgente ale colegiului 3 pe care le-ați identificat în ieșirile dumneavoastră pe teren? La întâlnirile cu poporul alergător. Top 3. Top 3. Scurt, dacă s-ar putea. Sănătate, educație
Și iarăși din nou sănătate, dar pe partea cealaltă de sport, de timp liber, petrecerea timpului liber, în general mediu pe care, în care românii trăiesc. Sănătate, am tot vorbit despre lista medicamentelor gratuite și compensate, dar nu numai, reforma din sistemul sanitar, sunt profesionist în domeniu, asemenea competitorului meu aici de față, știm amândoi cam ce ar trebui făcut, doar că cei care puteau să o facă de 15 ani încoace nu prea au reușit. Eu vin cel puțin cu o voce nouă, cu o voce stridentă, sper, la un moment dat, în care să strige nevoile celor din Colegiul 3, din Timișoara și nevoile românilor. Pentru că nevoile celor din Colegiul 3 sunt și ale timișorenilor. În plus de atât, partea de educație. E foarte importantă în ce privește educația nutrițională pentru a avea un popor sănătos. Și am mai dat exemplul cele mai sănătoase nații din Europa, finlandezii. Ei au avut ambiția asta de a investi într-un vis, într-un proiect, de a ajunge să fie cea mai sănătoasă nație prin educația nutrițională a copiilor care au mers acasă și au învățat părinții ce să mănânce, cum să mănânce corect. Mai mult de atât, dacă faci suficient sport, parcă nu-ți mai vine să fumezi. Fumați, domnule Bârsășteanu? Nu fumez. Nu sunteți fumator. Bun. Nici eu. Perfect. Aveți cam multe puncte în comun. Dar ca să fiu strict, interesant la sfârșit. Ca să fiu, să mă rezum strict cu răspunsul la întrebarea dumneavoastră, domnule Boța. Problemele identificate în Colegiul 3 țin și de infrastructură, de administrație locală. Un deputat nu poate, într-adevăr, să se implice atât de mult în a toaleta copacii, cum spunea domnul Coifan la emisiune la care am participat săptămâna trecută. Pe acolo e firmă la... de partid, nu? E ok, e partidul... Avem fotografii prin care au toaletat deasupra unor mașini. Crengile care au picat... Bun, haide să nu ne depărtăm de... Să repari gropile de lângă canale. Deci nu puteți să faceți treaba primarului, am înțeles. Da. Perfect. Dar în schimb pot să dau legi sănătoase și pentru sănătate. Domnule Bârsășteanu, top 3? Eu aș vrea să vă spun că sunt alegeri parlamentare parțiale. La nivelul parlamentului sunt doar 8 colegii în care se desfășoară aceste alegeri la nivel de țară, din 600 sau eu știu 500 și ceva de colegii. Parlamentul este constituit, are organe de lucru, comisii de specialitate, are un program de guvernare adoptat în curs. Practic noi suntem 8, vom fi 8 parlamentari care urcăm din mers în trenul parlamentar. Și vreți să tragem semnalul de alarmă sau nu? O să încercăm să tragem semnalul de alarmă. De obicei, cel care trage semnalul de alarmă îl trage ori într-o iminență deosebită, ori dintr-un entuziasm exagerat. Acum, eu sper să nu fim nici în situația A, nici în situația B. Ca și proiecte. Sigur, a spus foarte bine colegul meu de competiție. Noi nu suntem... Nu suntem aici într-o competiție locală în care să ne batem pentru ce o să facem noi ca administrație locală, de la toaletări la borduri și parcuri. Nu, un parlamentar de Timișoara trebuie să susțină proiectele mari pe care și le propune administrația și populația, și pentru Colegiul 3, știu că domnul Robu, nu numai domnul Robu, tot USL-ul a vehiculat ideea de un nou stadion, de o nouă sală de sport. Dar USL-ul nu mai există. Sunt USL-ul există. Domnul Robu, vă aduc aminte, domnul Bârsășteanu spunea la venirea președintelui Traian Băsescu că dreapta trebuie să unească și PSD-ul să există un program de administrație locală. Și ce ați fi vrut acum să facă Parlamentul și Guvernul? S-a supărat domnul Robu și cu domnul Antonescu, au plecat din Parlament și din Guvern. În primul rând n-au plecat cu toți directorii. Acolo au rămas. USL-ul există prin directorii de direcții de concentrate. Vedeți că există. Dacă nu existau, trebuia să plece frumos, să aibă demnitatea, să-și dea demisia. Și va fi refăcut după alegerile parlamentare.
USL-ul există pentru că există un program de guvernare adoptat de Parlament, Parlamentul funcționează, guvernul funcționează. Noi nu puteam să spunem acum, ne-am asumat un milion de locuri de muncă până în 2020. Domnul Robu s-a supărat cu domnul Antonescu, nu ne mai asumăm, venim în fața Parlamentului, scădeți-ne cele 30% ale USL-ului, facem numai 700 de locuri. Nu se putea. Deci să înțelegem că problemele sunt stadionul, sala de sport. Astea sunt și centura sud. Eu zic că astea ar fi prioritățile de infrastructură pe care putem să, pentru care putem să ne batem în Parlament, să aducem bani pentru a le realiza. În rest, de borduri să se ocupe domnul Robu și de șantierele alea care sunt 100 sau câte sunt, toate deschise, dar pe care nu se lucrează. Dacă vă duceți în cartiere, stau în Calea Girocului, vă repet. Duceți-vă să vedeți Muzicescu, care de 3 ani deschis și nu se lucrează. Sau duceți-vă în față pe Neptun, în Buziaș, duceți-vă să vedeți șantier deschis acum o lună, chiar făceau colegii, făceau haz de necaz, zice domnul Robu începe să sape pentru metrou, chiar de la noi, de aici, de la capătul liniei. Există o secundă, domnule Mihoc. Am o chestiune mult mai importantă decât prima bicicletă de discutat. Poluarea de la Continental este una dintre problemele dureroase pentru timișoreni, mulți dintre ei care locuiesc în Colegiul 3. De acolo au venit cele mai multe semnale că sunt probleme. Continentalul e în Colegiul 4, nu e nu, între, dar mirosul vine până în mirosul 3. Vine în toată Timișoara. Da. Da, e o problemă. Aș vrea să ne spuneți care este poziția dumneavoastră vis-a-vis de această chestiune a poluării și cum credeți că s-ar putea rezolva lucrurile. Deci eu vă spun tranșant, aici nu e loc de negociat, e vorba de sănătatea oamenilor. Dacă noxele de acolo depășesc valorile minimale pe care le dă DSP-ul și Inspectoratul de Mediu, acea unitate trebuie să își reconsidere atitudinea față de acest obiectiv care îl are, să pună filtre, să facă investiții de câte milioane o dori, dar nu putem să acceptăm ca acea unitate în numele a 6.000 de locuri de muncă. Eu știu că e foarte important să avem unități de acest gen, dar a fost o greșeală a administrațiilor anterioare că s-a permis o asemenea unitate să fie locată în Timișoara, peste tot în Europa ele sunt la kilometri de oraș, în zone împrejmuite de o perdea verde, numai la noi în mijlocul, aveam și noi o pădure verde în care puteam să ne ducem copiii liniștiți în parc, ne-am trântit un obiectiv care cel puțin seara și noaptea emană în prostie gaze. Perfect. Bun, domnule întrebarea Mihoc, domnule Bârșteșteanu, și dacă nu? Nu există nu aici. Aici nu există chestii de negociat. Răspunsul meu e ferm și tranșant. Trebuie să se aplice legea. Nu, ce vrei? Să ajungem să avem cazuri de cancer pulmonar, cele mai multe din Europa le avem. Sunt 3.000 de cazuri noi de cancer în fiecare an, mai mult decât în anul precedent. Vi se pare suficient? E vorba de sănătatea oamenilor. Tot acolo ajungem la sănătate. Da, filtre. Dacă e nevoie, filtre peste filtre. Sigur că normal că 6.000 de locuri de muncă nu e de jucat cu ele. Și apropo de locuri de muncă, cum e la Spitalul Județean cu asistentele între 60 și 63 de ani? E o ordonanță de urgență care le permite să-și continue activitatea, dacă doresc, până la 65 de ani. În situația deficit atât de cronic și de serios de personal, e binevenită această ordonanță. Femeile din sănătate, asistentele din sănătate, au primit cu bucurie această... Dar săptămâna trecută era vorba că sunt pensionate forțat, nu asistentele sunt pensionate forțat. Între 60 și 63 de ani. Nu. N-ați înțeles. Haideți că mai avem foarte puține minute și pentru că tot ați discutat de fair play și ați avut puncte de vedere de multe ori convergente, pentru final am pregătit o mică surpriză. Ca de obicei. Nu vă întreb când ați mințit. Că asta e cu răvașul. Asta a fost pentru președinte. Păstrați-o pentru președinte. Doar asta. Pentru președinte. Poate și pentru prim-miniștri, mai vedem. Sau pentru primar. Așa.
Aia, cu domnul Robu e o întreagă poveste. Apropo, rămâneți pe Press Alert pentru că zilele acestea vă vom prezenta ceva extraordinar, desigur în exclusivitate. Revenind la discuție, v-aș ruga pe fiecare într-un minut, încercați să fie aproximativ într-un minut, să spuneți de ce nu l-ați vota pe celălalt contracandidat al dumneavoastră. Mie mi-e simplu. Votul dat pentru domnul Mihoc, eu îl exclud pe dânsul din modul. Vorbesc la modul general. Votul dat pentru domnul Mihoc ca reprezentant al Partidului Țărănesc este un vot degeaba. Este un vot aruncat. N-are ce să facă în Parlament singur. N-are ce să facă dânsul singur în Parlament, într-un Parlament deja constituit. Dacă eram la început de mandat, sigur, era opțiunea electoratului, dar acum, practic, n-ar putea să-și constituie nici grup parlamentar. S-ar afilia la un grup parlamentar, probabil la Independență acolo, că nu-l văd pe dânsul ducându-se înspre PPDD sau PC sau... Dar asta este singura rațiune. N-are reprezentativitate în Parlament. Ce să facă singur în Parlament acolo? Se plictisește. Nu e o nici, n-ar fi nici legat de interese, categoric n-ar fi legat de interese domnul și atunci ar putea să inițieze legi. Perfect, domnul Mihoc. Da, răspund la întrebare. Sigur, lucrurile merg în aceeași direcție în care săptămâna trecută am avut o întrebare asemănătoare pentru domnul Coifan, contracandidatul nostru. Sunteți consilier local, director al Spitalului Județean. Aveți o afacere privată. Ok, afacere medicală care merge în sfera de servicii. Spuneți de ce nu l-ați votat. Eu vreau să o spun clar. Este o îndeletnicire pe care o fac. Privată, este o profesie pe care o fac în privat. Care necesită, eu nu mă consider om de afaceri. Care necesită energie, timp și am o echipă dedicare din partea dumneavoastră. Am o echipă foarte bună. Okay, sunteți președintele societății... Societatea de rezonanță magnetică, Societatea Română de Rezonanță Magnetică, da. Și acum doriți să deveniți deputat. Cum puteți, domnule, să le faceți pe toate? Muncesc mult. Ca și mine, de altfel, dar foarte multe dintre ele sunt în sfera nu privată. Ei, dacă mă pun la ora 1, înseamnă că am avut o seară scurtă. Perfect. Și acum, în spiritul fair play-ului, despre candidatul dumneavoastră, tot într-un minut, de ce ar trebui votat? Să vreți să facem o pledoarie pro domo? Votați pe mine? Nu, de ce să-l voteze lumea pe domnul Mihoc? De ce să-l voteze? Pentru că este un tânăr reprezentativ pentru segmentul dânsului de profesie, știe ce are de făcut în acest domeniu, este un suflu nou în politică, abia a fost ales președintele unui partid tradițional, un partid vechi, care, din păcate, a avut o perioadă mai de tentă, să zic așa. Eu sper ca dânsul să revigoreze acest partid la nivel local și poate la nivel național. Domnule Mihoc, un minut, de ce ar trebui să fie votat domnul Bârsășteanu? Pentru că este un bun profesionist, în primul rând, pentru că este aproape la fel de tânăr ca și mine, pentru că are experiență foarte puțin mai multă decât a mea și pentru că știe... Câte străzi sunt în colegiu? 3. Apropo, câte? Perfect. Știți? Nu știu, 180. 221. Da. Sau piețe? Nu știu, 15. Nu contează 6. Numărul? Contează 6. Numărul. Da. Doamnelor și domnilor, după cum vedeți, politicienii pot să schimbe cum vor unghiul din care vă privesc și vă arată lucrurile. Important este un lucru ca dumneavoastră, acolo, acasă, să vă gândiți ce este mai important pentru dumneavoastră. Să luați singuri deciziile, să-i ascultați pe toți și la final să faceți un lucru extrem de important. Să mergeți la vot, pentru că este cea mai importantă dovadă de democrație. Acolo, la vot, se vede cât de mult contați. Sunteți dumneavoastră cu buletinul de vot și cu ștampila. Nimeni și nimic, sper, că nu vă poate opri să faceți ce și-au dorit cei care au murit pe străzile Timișoarei. Să voteze liber. A fost o discuție interesantă. Vă promit că vor mai fi și altele. Până mâine seară, la o nouă ediție, vă spun doar atât, sunt Dragoș Boța și nu uitați,
câinele de pază al democrației nu latră, sfâșie. O seară nebănuită și mulțumesc încă o dată ambilor candidați. Vă doresc succes. Sincer, nu știu cu cine o să votez, dar sigur mă duc la vot. O seară bună, ne revedem mâine seară la ora 20, tot aici, în studioul HDV Timișoara. Seară bună tuturor!